Comisandu, să ne spuneți care este mesajul pe care vreți să-l transmiteți astăzi și cui se adresează mesajul. În primul rând. Mesajul nostru este pentru cei care participă la această conferință și cei pe care îi reprezintă, cei care au venit astăzi la această conferință. Noi vrem să ne expunem punctul nostru de vedere, și anume că riscurile cele mai mari pentru securitatea Republicii Moldova sunt corupția, sistemul oligarhic, capturarea statului și toate implicațiile pe care le are o guvernare proastă pe care o avem noi astăzi la Chișinău. Cred că putem să spunem cu certitudine că guvernarea de astăzi este cea mai coruptă dintre toate pe care le-a avut Republica Moldova vreodată. Modul în care această guvernare subminează instituțiile statului crește vulnerabilitatea statului, inclusiv în raport cu pericolele externe, dar accentuează și mai mult pericolele interne. În special pentru că cetățenii nu mai cred în faptul că pot avea o viață bună aici în Republica Moldova și pleacă. Riscăm să ajungem o țară fantomă, o țară care nu mai are oameni și respectiv în această țară nu putem să construim un viitor bun. Dar cum credeți, cum reprezentanții statelor care au venit astăzi aici ar putea să schimbe situația sau să o influențeze? Există diferite pârghii. Sunt mesaje pe care aceste state pot să le transmită. Există posibilitatea de a condiționa anumit sprijin. Există posibilitatea de a trimite misiuni pentru supravegherea alegerilor, pentru a micșora pericolul fraudării alegerilor. Deci sunt multe lucruri pe care le pot face partenerii de dezvoltare, vecinii noștri, țări care țin la faptul ca Republica Moldova să nu alunece într-un regim total autoritar, deci, antidemocratic. Prin acest manifest, prin acest flashmob, vreți să atrageți atenția mai mult asupra problemelor cu care se confruntă Republica Moldova și mai ales pentru că se discută probleme de securitate, nu am venit să ne spunem punctul nostru de vedere, care sunt cele mai mari probleme de securitate ale țării.